Preacucernice Părinte Consilier, preacucernici, preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, aducem slavă și mulțumire a tot milostivului Dumnezeu și preacuratei sale maici, pentru că iată, cu toții dinpreună, încă o dată, ne-am învrednicit a ne aduna astăzi aici și a aduce doxologie preacuratei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria la slăvitul praznic al adormirii sale, al trecerii la viața cea veșnică. Iubiți credincioși, în cele ce urmează am să vă aduc la cunoștință care este programul Sfintelor Slujbe care se vor desfășura în această seară aici la mănăstire și în ziua de praznic de mâine. În cele ce urmează se vor citi molitvele pentru Sfânta Taină a Spovedaniei, așa încât după citirea lor, trei preoți vor merge în Biserica Mare și vă vor aștepta pe toți aceia dintre dumneavoastră care doriți să vă mărturisiți. După citirea molitvei pentru spovedanie, vom asculta împreună cuvântul de învățătură al preacucernicului părinte consilier Mihai Dobocan, delegat eparhial, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și preot slujitor la parohia Pogorârea Sfântului Duh Porolisum din Zalău. După rostirea cuvântului de învățătură, se vor săvârși slujba acatistului adormirii Maicii Domnului, urmată de prohodul Maicii Domnului, care va fi însoțit de ocolirea bisericii. În jurul miezului nopții se vor citi dezlegările Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur. Se va înconjura Biserica Mică, după care se va săvârși slujba otreniei și paraclisul Maicii Domnului. Mâine de dimineață, de la ora 7, se va săvârși Sfânta Taina a Maslului, urmată de slujba de sfințire a apei, urmând ca de la ora 10 să fie săvârșită în altarul de vară slujba Sfintei Liturghii, în sobor de preoți, în fruntea cărora se va afla preacucernicul părinte Claudiu Nechita, consilier social al Episcopiei Sălajului, coleg de slujire cu Părintele Consilier Mihai, de asemenea delegat eparhial al Episcopiei Sălajului la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului de la Bic. Îi mulțumim Maicii Starețe pentru că încă o dată cu dragoste părintească și căldură ne-a primit la mănăstirea Bic pe toți și cu toții dinpreună să o pomenim pe Maica Marina dinpreună cu obștea în rugăciunile noastre și să ne rugăm Bunului Dumnezeu și Maicii sale preacurate să reverse harul său asupra mănăstirii și a stareței acesteia pentru dobândirea de sănătate și de bucurie sufletească.